Iată, am venit la cimitir, în sat, în satul meu natal, Holoșnița, și puțin în ordine, dar ca atare ordine este destul de bună făcut, să vede că serviciul care se ocupă cu așa ceva a tăiat tufare, a greblat foarte bine. Și iată aici părinții mei, Alexandru și Parascovie. Floricele înverzesc. Am pus câte o lumnărică la ambii. Și masa care am instalat-o asta toamnă stă foarte bine, foarte bună masă primit, un meșter din raionul Floreș mi-a instalat-o, confecționat-o, este o zi de sâmbătă destul de caldă, copacelul care l-am sădit câțiva ani în urmă crește. Mă bucură lucrul ăsta. Și deoarece mă aflu aici, am mai trec prin cimitir, mă mai uit cine mai este. Iată aici un coleg de-al meu, Tomah Mihail. Doamne Dumnezeu, 27 de ani în urmă decedat. Mai, ce mai zboară timp. Pe tare mulți cunosc, sunt o parte care nu-i mai știu, care poate s-au căsătorit aici, sau s-au măritat aici, și nu-i mai cunosc. Și ca aici, mormântul feciorului nepotului meu, un băiat a murit la 22 de ani, Cristian, Doamne, ce a avut o moarte foarte tragic, un caz teribil, Petrăseu cu mașina lângă satul Șeptelici. Da. Și am pus la dânsul lumnărică și ca să fiu așa împăcat că ziua de astăzi am închinat-o după serviciu, am venit încoace și am închinat-o la vizită la cimitir și satul natal. Și că am pus câte o lumnărică și la sora Valentina și cumnatul Anatolie. Da, s-a făcut curățenie în cimitir. E un lucru destul de laudabil pentru cei care au organizat și au făcut asta. De fiecare dată vedem, era împânzit cu tufar, fel de fel de rachită și așa mai departe. Ia că aici e îngropată, mormântată sora Valentina și cumnatul Anatolii. La dânsă tot arde o lumnărică, câte o lumnărică. Așa, o mică împăcare a sufletului meu, deoarece cine știe ce se mai face pe lumea ceilalți. Facem și noi așa niște gesturi pentru a ne alina durerea noastră. O, Doamne, și pentru ca să fim împăcați așa cât de cât. Și tot mărg pe aici,
Ia ca și Roja Prisacari, fica lui Valentin a învățat cu mine, nu mai știu unde este. Cimitirul s-a mărit foarte tare, era destul de mic, acum este foarte mare. Nu, asta-i. Niște lucruri care au loc, care nu pot fi trecute așa, dar care au loc. Prieteni, săteni, aici e loc unde se adună toți. Dacă pe când erau vii, trăiau pe diferite străzi, cineva poate era și certat, cineva se mai ciondăneu, mai ținea unul în față de altul. Aici e gata, s-a terminat cu... S-a terminat cu această sfădălie, toți stau în liniște și în pace aici. Osmintele tuturor se odihnesc aici. Oh, Doamne, ce să facem? Și ca fratele Mihail, tot se află aici, arde și la dânsul lumnărică. Da, este tot veșnică amintire, veșnică amintire, dar cine știe cât se continuă veșnică amintire. Aici chiochea Milei, zicem, Bolat și soțul Carp, erau chiar vecini cu părinții mei, trăiau chiar alături acolo. Ne împăcam destul de bine, dar mă rog, asta este. Foarte multe morminte care sunt uitate, de lăsate, probabil urmașii ori sunt, ori nu mai sunt, s-au plecat în alte țări, pe alte pământuri, pe alte continente și tot așa mai departe. Și deoarece mă aflu aici la cimitir, am hotărât să mă trec pe la vecinul nostru, Ionica Coșug, tatăl prietenul meu, Valerii, care se află la Kaliningrad. Iată aici se odihnește, toată viața a lucrat șofer și pe cruce, pe postamentul acesta este o mașină. Coșug Ion. Și alături cu, iată mai este Coșuc Părăscove, ăsta a lor părinți, și domnica, cum zicem noi, Chiochea Dunia, soția lui, este aici. Tak, și aici arde o lumnărică pusă de mine. Dumnezeu să odihnească pe toți și cei care sunt în viață să nu uite de dânsii. Asta este misiunea fiecărui om care este în viață, să-și cinstească părinții, bunei, toți cei care au plecat din viața noastră. Și numai decât de fiecare dată când vin în satul aici, trec pe la cimitir,
Mai mult vin în sat pentru a trece la cimitir, fiindcă nu mai am așa unde trece. Cam s-au redus tare rudele. Și ea că am venit și trec de fiecare dată și pe la mormântul lui Mircea, cum îi zicem noi, Marcel Bușan. Anul trecut i-au pus aici acest monument, cum să zic. Am aprins o lumnărică pentru dânsul. Am fost niște prieteni foarte buni. Permanent sunam în sat, Mircea ce mai nou, ce se mai aude și eram la curent cu viața satului nostru. Dumnezeu să te odihnească, Mircea. Cât o fi în putere, am să trec pe la tine, fiindcă niciodată nu te-am uitat și niciodată nu era așa o perioadă scurtă ca să ne sunăm. Eu mai mult îl sunam, deoarece, mă rog, poate și cu bani și cu telefoanele astea. Tac, la revedere, dragul meu! Și iată așa. Așa că ziua de astăzi a fost o zi destul de bună. Afară s-a încălzit, o săptămână întreagă a ținut ploi. Ieri după masă s-au oprit ploile. Astăzi chiar a fost o zânsorită. Acum văd că tot este înnorat. Posibil să mai ploaie. Dar nu e asta important. Important că viața merge înainte și noi, cei care trăim, suntem în viață, trebuie să ne onorăm obligațiunile noastre. Iată aici o masă din piatră de la Cosoț. Când vine preotul aici, citește pomenicile, strânge de la oameni și așa merge așa o pomenire colectivă. Și copilași sunt, Doamne Dumnezeule, sunt acruși. Pădure Alexandru Gheorghevici. Și Ludmila, o fetiță tânără, 63-80, Doamne, 17 ani. A avut o moarte foarte, cum să-i spun, o moarte așa, foarte rea. Au mâncat, vineau, de ori la noi în sat se ocupau cu legumele, au fost cu legume de vândut, patlăjele ce aveau atunci în Ucraina, și mergând pe drum, au cumpărat niște ciuperci de la cineva care pe marginea drumului vindea ciuperci. Au intrat acasă și îi spun soției, ia îngătește repede, nu era nimic așa de mâncare, și așa a hotărât niște ciuperci acolo să gătească. Am mâncat ciupercile astea, soția încolo încoaie s-a mai reținut. Dar eu am mâncat și-au decedat la ciupercile. 17 ani, Doamne Dumnezeu! Ia uite și aici. Postulache Alexandra Sără Mahala noastră, trenul de parte și Lida, popșoinul de parte era. Și un băiețel aici, de 86, Bivol Victor. Tot ceva s-a întâmplat. Iacă și aici, Bușan Fedot, tatăl lui Mircea Bușan. Adică, așa, este mormântat.
și soția Chiochea Nadia, cum îi zicem noi. Doamne, mai iartă. Foarte mult, mulți mahalajii, da, săteni mulți. Și asta-i. Peste o săptămână este Paștele, pe urmă Paștele Blăjânilor. Venim aici, pomenim, dăm de pomană și tot așa. Mihail Iacovici, of, doamne, ăsta Șestacov a fost director la noi la școală, soția lui Ana Ivanovna, învățătoare, niște profesori foarte serioși, foarte de treabă. Și chiar îl pomenesc cu drag că a fost un om foarte bun. Școala atunci mergea foarte bine. Gheorghe Reon, tot un cunoscut. Iată aici Victor Popușoi. Era un băiat foarte bun, pe cât eu țin minte, dar cine este nu mai știu. Luțencu Alexandru, nu 64, tânăr de tot. Nu știu cine. Cineva rude, dacă poate e mormântat aici alături. Și nu departe de mormântul Popușoi Victor. Iată aici Popușoi Valerii Victorovici, Victor, băiatul noi, a decedat în Transnistria, în conflictul ăsta prostesc, nici nu știi cum se mai zice. Și ca băiat tânăr, avada 22 când a fost acest conflict. Și a pierdut viața. Pentru ce? Nu mai știi. Adică îți zici că nu mai știi, deoarece vezi în care stare ne aflăm noi astăzi. Ia că aici e Jambă Emil Carp. Emil Carp, zicem toți. El a fost medic în sat. Și așa cum se spune. Era un cercel destul de bun, deoarece avea remedii pentru toți. Dar un felșar bun uneori este mai presus decât un medic. Deci de atâta că în primul rând primul diagnoz îl pune un felșar din sat. Și uneori primul diagnoz este mai drept ca altele. Dar nu totdeauna. Și ia că-mi finalizez această, nici nu știu cum să zic, preamblare, călătorie, mai bine zis, această vizită în partea asta a satului, adică a cimitirului, la cimitir, deoarece este aici o bună parte din sat. Iată aici. Da. Dumnezeu să odihnească pe toți. Doamne ajută mai departe și nou. Și să dăie Dumnezeu să avem posibilitate să mai venim încoace, să mai comemorăm aceste veți, aceste suflete, aceste osminte rămase aici.